Sără bă, șacalilor! Ce faceți, bă, n-am mai făcut de... Stai un pic. Ce faceți, bă, șacalilor? Bă, n-am mai făcut de mult tare reacții, mă, de mult timp n-am mai făcut și am zis, hai să facem. Dar am foarte multe emoții, n-am mai făcut asta de mult timp, iar acum... Hai să vă arăt, hai să vă arăt, sunt foarte fericit. Uite, uite ce e aici, uite. Uite ce e aici, uite, 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 uite-l pe tot, uite, uite-l aici. Am căști, bă, v-ați spărit? Te-ai spăriat? Ce-i asta? Uite mă că am căști, în sfârșit facem reacții, auzi și eu pe ambele părți acum. Uite-le acolo pe celelalte, vezi, le-am lipit acolo de perete, stai cu minte, că nu pleacă alea de lângă mine, totuși, atâția ani lângă mine, nu pleacă chiar așa ușor. Da, bă, sunt foarte mândru, o să revină seria care a ridicat canalul ăsta, seria de reacții, acum că poți să auzi și mai mult s-auzea gen pe partea asta, știi, auzeai tu mai mult decât auzeam eu, dar acum auzi eu, știi? Da, bă, nu uitați să lăsați un like și o întrebare pentru Q&A, bă, dar vă rog eu, deci vă rog eu din toată inima mea. Bă, fără întrebări, mă, câți ani ai, sau la ce școală ești, sau din ce oraș ești, sau te-am văzut pe afară, te rog, fără de astea. Bun, gata cu introducerea asta lungă, trebuie să bag acolo un skip dacă vreți la reacție, dar asta nu o să vedeți că am avut căști dacă dați skip, deci e cu dus întors. Bun, mă, șacalilor, mă, astăzi reacționăm la, nu știu, la oameni care erau aproape de moarte, care erau să moară, dar n-au murit, că au avut noroc, știi, adică, bă, mai mori, mai ai noroc, mai trăiești, mai era să mori, mai nu era, știi, atâtea de fericit, mă, uite, poți să pornesc de aici video, fii atent, ba, nu pot, aici nu pot, nu e ok. Bun, deci din prima pot observa cum pe tipii ăștia o să-i calce mocănița, adică ceva de genul, îi calcă mocănița, fii atent, o, pasai că o văzut-o și, nu a fost chiar așa aproape de moarte, dar trebuie să fii prost să n-auzi, într-adevăr, dita mai sune, de dita mai de la, mă înțelegi. Bun, ok, vine ăsta, o, stai cu minte, vă. Deci trebuie să-i sară ceva în față, nu? Da, un canguru. Bă, cade mașina aia. Zdrobea cangurul. Știi cum făceam? Cangurul ăla, știi, care era cu boxerul, cu câinele ăla, știi? Bă, da, ce reacție au ăștia, bă, nu știu cum ar reacționa. Bă, tu ai văzut cât era, mă, să atingă, ești nebun, ce ladă, mă. Stai. Nu, 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 copil prost din Rusia, mă, din Ucraina, proști sunteți, mă, bun. Bă, do-te, mă, ta, mă, de aici nu cred. Bă, care-s, mă, șansele, mă, să te mai vrea Dumnezeu în viață? Adică nu înțeleg. Asta e prin Anglia, pe unde ia, uite. Bun, bun, bă, uite-te, mă, prostule, copil prost. Care ești prost? Cu crasul. Au, cu crasul. Oh. Eu nu știu cum să mai reacționez. Eu când am văzut copilul ăla am zis că sigur dă cu cap. Adică când așa am crezut că moare în apă, cum ar veni. Care erau șansele să explodeze genul o clădire de asta așa? Să o ducă, știi, să o ia de tot. Băi, să vină o piatră lui ăsta în mână, în cameră, în ce eu venit. Eram în locul ăla, țineam camera așa, numai să-mi vină în față, numai să-mi spargă camera, să filmez iar cu telefonul ăsta, că nebuneam, serios. Bun, haide, cade copacul. Bă, dar nu te-ar fi omorât un copăcel de ăsta, adică... Bine, asta te-ar fi omorât dacă ai căzut pe tine. Nu, 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 te rog, nu. Când o să fiu și eu șofer, o să am așa reacție, adică... Ce prost trebuie să fii, mă, bă, să vezi că vine un buldozer de ăsta, mă. Și mă, mi se pare anormal, mai bine aștepți 5 minute, bă, decât să trece la ca descrierat, să stea mocănița în brațe, serios. E too much for me, adică, e ok. Bă, ce ui, bă, lasă-mă și... Bă! Bă, ce-o prins-o, mă, de cap! Bă, așa eu băgam, mă, o trângea de aici, de cioc de astea, de... Ce trebuie să cadă? Riba! Bă, ce riba, ce era acolo? Riba, uite-te! Copil prost! Stai, s-a dus în prăpastie, bravo, mă, tâmpitule, mă, ești prost. Bă, nu știu, mă, să-ți dea alea puierile, mă, mori, da, măcar dacă mori așa ca lumea, dar ăștia mor de prostie, serios. Bun, bă, fail armii ăsta, dacă vezi, uite, s-a abonat la tine, dacă vezi videoclipul ăsta, vezi că îți dau dislike, că e puieril, e stupid. Poți să-mi dai și tu dacă vrei, eu mă mai uit așa la video, ca să nu zici că... Aici o curbă de așa tragi ca în NFS, așa, de-astea vreau să vă dăm de-astea, mă, dăm. O, ești nebun. Mocănița. E Moise, e cu de-astea, știi? Ce-o vrut să arate nene ăla, moșulic ăla, că știi, gen vine ăla, eschivă, nici nu mai văzut Naruto și Shippuden, Uzumaki, Ninja Storm 3, știi, de-alea, cu clonat, cu de-alea, doamne. Nu căști că-s mai. Mă, dar și-alune, că bă, tâmpit, du-ne. It was at this moment that he knew. He fucked up. Bă, ăsta nu-i carota. Nu mai, nu, că mă lua cu aia, mă, tâmpitule, mă. Hei, n-ai treabă, nu credeam că se poate așa ceva, nu. Na, tu n-ai puțin nimic, asta ai cu minte, na. Ești pe 6, ia acolo. Bă! Bă, de ce nu s-a aruncat, mă, de pe ăla mai repede, mă? Uite-l cum o prefera să mai meargă, stai așa, hai ăsta cu... Fii atent, uite, aici putea să se arunce, gen să sară, dar uite! Uite mă că-l lua cu ăsta, cu două, cu Dan Negru acolo, cu ăla nu. Mocănița din nou. Bă, unde se grăbești? De unde fugi așa, mă? Întârzi la școală, dar te mergi mai încet, că nu spune absent. No. Bă, de-asta mi-e ce, mă? Bă, uite ce tâmpliți, mă. Fii atent că dă pe lângă. No, te rog, no. Uite-l, mă, cum o da. Dar dă-te așa cu mâinile, gen. Da, trebuie să fii prost, nu trebuie să fii altceva, trebuie... Nu, bă, stai, bă, că-s noi. Da, bă, șacalor, cam ăsta a fost videoclipul nou, trebuie să recunosc că am stat așa un pic mai strâns, știi, un pic mai strâns, așa, mai încordat, că credeam că vine mocănița și mă îmbrățișează așa cum era pe ăștia, să nu, e rău tare. Dar dacă vreți să mai trimiteți videoclipuri, mă, trimiteți-le, mă, pe Facebook, mă, nu pe Insta, mă, că nu pot să le deschid pe Insta, pe de ăsta, am nevoie de Facebook, dă-le pe Facebook acolo. Nu știu, ceva mă interesa, nu-mi da Andra Gogan din nou, bă, m-am plictisit la câte videouri am făcut eu, bă, pe tema Andra Gogan, serios. Da, mă, nu uitați de un like și să-mi spuneți ce părere aveți de nou outro și de am făcut eu de astea fain, nu mă rog. Follow pe Instagram și ne vedem cu un nou episod data viitoare. Abu! Mega perfect, si tu afli și cu lumina Moto Musashi. Era un războinic mândru, sufletul lui blestemat bântuie câmpul de luptă accidental, cultivat din Occident dental, fără lidocaină. Intro, outro, sunt pe baltă.